Acesta este șocul pe care îl resimțim de fiecare dată când trecem peste așa zisele limitatoare de viteză. Mulți dintre șoferi aleg să-și protejeze mașinile și merg pe contrasens pentru a le ocoli. Asta pățește fiecare șofer care circulă pe drumul european 574, la intrarea și la ieșirea din comuna Doljeană Pielești. Situația durează de la sfârșitul lunii noiembrie, când administratorul drumului a amenajat aceste benzi pentru limitarea vitezei, ce au rămas la stadiul de șanțuri, iar pe alocuri s-au transformat chiar în gropi. Nu cred că asta este o soluție pentru persoanele care le place viteza. Nu cred că asta e metoda care să rezolve problema. Adică mai mult distruge mașinile noi, ceilalți șoferi. Sincer, chiar a început să troncăne. Se aude suspensie, ceva, telescope, nu știu. E foarte nasol, mai ales că în partea cealaltă, la intrare în Pielești, ați văzut că e o groapă atâta. Deci s-a făcut, nu știu, l-am mai ocolit, trebuie să intri pe partea cealaltă. Nu sunt limitatoare, sunt gropi pentru mașini și trebuie să dispară. Adică să se facă ceva mult mai bun, având în vedere că e un drum european, unde circulă aglomerație, mașini multe. Această porțiune a drumului este o zonă unde au avut loc multe accidente grave de circulație. De aceea, Poliția Rutieră Dolj a solicitat CNADNR să amplaseze limitatoare de viteză. Partea bună a lucrurilor este faptul că în această perioadă, de când s-au amenajat și până în prezent, nu am mai avut accidente rutiere grave pe acel sector de drum. Însă, din cauza fenomenelor meteo nefavorabile și a materialelor antiderapante, acele destratificări s-au accentuat, motiv pentru care s-a luat măsura împreună cu administratorul drumului să se readucă carosabilul la starea inițială, să realizeze alte limitatoare de viteză. După aproape 3 luni, chiar în ziua realizării acestui material, angajații CNADNR au început să astupe așa zisele limitatoare. Conducerea companiei nu a răspuns solicitării noastre de a prezenta un punct de vedere.